Și asta ar putea fi o alternativă dacă vă doriți să vedeți Taj Mahalul. De data asta ai nimerit, mama, arată genial, abia aștept, nu mai pot, mi-e poftă rău de tot. Uite un pic. Aici e Marea Britanie, aici simți că ești în UK, în Anglia, unde vreți voi. Da, e frumos rău. Și haideți că am găsit pe strada asta ceva ce mă interesează pe mine. Nu știu la ce folosește materialul ăsta, dar uitați-vă, sunt niște sâni. Ei sunt recunoscuți pentru acest tip de desert. Wow, ce e asta? Toată lumea asta se duce la plajă. Ce e aici? Noi n-am venit pregătiți. Noi nu suntem pregătiți. Nu te așteptai. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam, în primul rând, să fie șezlonguri și în al doilea rând să fie oameni în costum de baie. Costă undeva la 1,5 milioane de lire. De exemplu, un apartament aici cu un dormitor la 1550 de lire. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vă salutăm din Brighton, pentru că în momentul în care noi ajungem în Brighton, ce se întâmplă? Începe sezonul de vară. Adică noi îl deschidem, practic. Și vreau să vă uitați în spatele nostru. Bine, acum nu mai trece foarte multă lume, dar au venit, cred că odată cu trenul nostru, au mai venit încă două. Și asta este strada care duce de la gară spre plajă. Și e super plină de oameni. Toată lumea merge la plajă. Și înainte să mergem la o cafea, pentru că ăsta vreau să fie primul lucru pe care îl facem aici în Brighton, vreau să vă uitați un pic la această stradă și să-mi spuneți dacă nu are vibe-ul ăla de sfârșit de facultate, în momentul în care toată lumea pleca acasă, iar tu rămâneai în regie. Cam ăsta este vibe-ul, nu? Uitați! Și cred că am găsit cafeneaua perfectă pentru a începe acest tur prin Brighton. Avem aici o cafenea super veche, văd că se fac niște tururi, e super interesantă, dar mai ales avem vederea asta cu Royal Pavilion, care este o reședință royală de pe vremea lui George al IV-lea. Și dacă vă amintește de celebrul Taj Mahal, nu vă înșelați, într-adevăr arhitecții s-au inspirat din zona Indochinei și din ce am văzut, chiar și interiorul este inspirat din zona asta. Unele camere sunt decorate în stil chinezesc, altele în stil indian. Noi nu vom intra în el pentru că nu te lasă să filmezi, așa că ne bem și noi cafeaua aici, ne relaxăm și începem să vedem Brighton-ul. Și cred că aud niște viitoare mirese, pentru că e plin. Ce se întâmplă? Toată lumea înainte să se căsătorească sau își fac petrecerile de burlăcie aici. Mamă, wow, ce țipă! Cu siguranță ar fi fost foarte interesant de vizitat, dar din păcate nu se poate filma, iar noi avem doar o zi la dispoziție, așa că o să profităm de ziua asta frumoasă și poate revenim undeva prin septembrie, rămânem o noapte. Și asta ar putea fi o alternativă dacă vă doriți să vedeți Taj Mahalul și vă gândiți că e prea departe India de Europa. Uitați, puteți să veniți în Brighton și aveți așa un feeling mic, dar seamănă, nu? Uitați-vă cum e Andreea îmbrăcată și uitați-vă la fata aia care face plajă acolo. Deci uitați-vă la Andreea. Am fost chiar așa mai devreme. E un pic crispy. Și uitați-vă acum la fata aia. Da, nu e vreme de plajă, bate un vânt rece și nu e vreme de plajă. Sunt vreo 19-20 de grade, așa că nu te mai lua de mine. Și cred că am găsit cel mai inedit, nu știu dacă pot să spun asta, loc în care poți să pui lăcățele. Deci ăsta este un trunchi. Eu nu știu dacă voi vedeți, pentru că e lumina aiurea, acolo e soare și aici e super umbră. Aici e un trunchi, e un gard pus aici, în trunchiul ăsta. Nu știu de ce l-au pus. Păi, probabil se băgau copiii pe aici, pe jos, uite că e gaura mare și l-au pus să nu mai intre. În fine, ce vreau să vedeți? Toată lumea și-a pus lăcățele pe gardul ăsta și mi se pare super inedit, pentru că de obicei vezi pe poduri, vezi pe tot felul de garduri, dar aici e super interesant. E în trunchi așa, vedeți? Și suntem la o răscurce de drumuri, nu suntem hotărâți, pentru că în partea asta așa se face The Lanes, în partea asta North Lane și în partea asta este marea. Deci, încotro. Eu să mergem în față. În față la The Lanes. The Lanes. Da. Hai să mergem atunci spre magazine, pentru că știu eu de ce vrea Andrei aici. Aici sunt chestii, cerceluși, toate nebunile. După aceea ne întoarcem, mergem pe North Lane și apoi vede marea. De ce ești rău? Că pentru tine mergem pe străduțele astea, că ție îți plac magazinele vintage, toate străduțele micuțe. Dacă ar fi după mine, m-aș duce direct la plajă și m-aș întinde pe pietrele alea acolo. Și nu mai ridica până diseară. Și cred că te-ai păcălit că toate străzile astea sunt cu bijuterii. Vitrinele sunt superbe, pur și simplu superbe. Dar trecând peste bijuterii, uitați-vă puțin la străduțele astea, că sunt nebunii după ele. Și aici mi-aș deschide și eu un restaurant, de exemplu, sau o cafenea, la intersecția asta de drumuri. Cât de drăguție! Și de la magazinele astea de bijuterii am dat aici de o grădină așa cu un mic restaurant, super drăguț. Dar știți ce mă întreb eu? Aici, în spatele meu, sunt niște apartamente. Nu știu dacă se văd foarte bine. Aici stă lumea, adică da, ieși la balcon și te uiți la lumea asta care mănâncă aici? Da, păi uite că sunt jaluzele și sunt geamurile deschise. Păi, e foarte drăguț. Nu o să-ți mai placă niciodată să mănânci acasă. Adică tu când îți faci o sălățică și când te uiți la lumea asta aici, cum mănâncă și cum... Bine, 3 zile pan, că aici în rest plouă. Da. Dar e foarte frumos aici. Să ne mai plimbăm. Și cred că a venit și rândul meu. Pentru că am dat de un magazin plin de ceasuri, nu știu cum se numește, dar sunt aici niște Rolex-uri la 6495, de exemplu, 5495. Da, trebuie să facem un pact. Dacă tu vei să-ți iei ce vei să-ți iei, îmi iau și eu un Rolex. E schimbă? Da, da. Ce-mi place astăzi este că descoperim Brighton-ul și în alt mod, pentru că noi, ceea ce făceam până acum, mergeam la mare, atâta tot. Da, și e frumos și pe străduțele astea. Noi nu știam că e plin de străduțe. Am mai fost în Brighton înainte de pandemie? Cred că da, înainte de pandemie, da. Și ne-a luat ochii turnul acela de la Emirates. Ah, da, și ne-am urcat. Ne-am gândit foarte tare, foarte tare și ne-am urcat la... Lăsăm vlogul în descriere, pentru că a fost super drăguț și vlogul ăla. Recunosc că nu prea îmi place ca Andreea să rămână la masă și eu să mă duc să decid eu ce trebuie să cumpăr, pentru că niciodată nu nimeresc ceea ce îi place și ei. Dar zi-mi acum cum arată. De data asta ai nimerit, mama, arată genial, abia aștept, mai pot, mi-e poftă rău. Uite un pic cum poate să arate. Și plăcinta ta e... Vezi? Am ales locul bine. Da, eu mi-am luat o plăcintă cu spanac și am uitat. Cu spanac și... Nu, cu feta, spanac cu feta, și Andreea și-a luat un cornuleț cu cremă și căpșuni. Ia-i pe dulce, eu sper să fie brânză dulce, dar nu, feta n-are cum să fie dulce. Dar ar trebui să fie senzațional. Eu deja sunt aproape pe terminat, vă zic că e rai și sunt curios la Andreea. Ideea e că nu știu cum să-l tai, că o să se facă bucățele. Și vrei să mă filmezi cum o să dau pe mine, nu? Nu, vreau doar să filmez cum se taie așa, uitați-vă puțin la el. Da, am avut noroc să dăm de... cum se numește asta? De bakery. Pentru că noi ne învârtim de obicei de, nu știu, o oră, 2 ore până ne hotărâm. E bună stare. Dar o să-l iau cu mâna. Nu m-aș mai ridica de aici, e atât de bine, e cald, am hanuracul ăsta negru și m-am încălzit așa, e foarte bine. Și vorbeam cu Andreea, uitându-ne așa pe strada asta care e senzațională, că aici în Brighton e vibe-ul ăla british, mai british decât în Londra. Londra a devenit așa o capitală în care într-adevăr poți să faci mulți bani, dar aici e Marea Britanie, aici simți că ești în UK, în Anglia, unde vreți voi. Da, e frumos rău. Și de-abia acum suntem pe North Lane. Noi am mai fost pe străduța asta, dar am prins-o atunci când se închideau, adică am fost pe la 5. Dar acum arată senzațional, uitați-vă un pic ce e aici, e multă lume. Și haideți că am găsit pe strada asta ceva ce mă interesează pe mine. Nu știu la ce folosește materialul ăsta, dar uitați-vă, sunt niște sâni. Se văd foarte bine, se văd. Mi-aș lua și eu. Stați un pic, am văzut ceva. Fugi, ce înseamnă fugi? Uitați-vă. Ei sunt recunoscuți pentru acest tip de desert. Este un fel de caramel făcut ca un brownie, așa, tare. Mi se pare senzațional, zici că e un mare Snickers. Da. Vezi? Ia, hai să intrăm un pic, să ne uităm. Acum am înțeles. Din ăla de acolo face pătrățele micuțe, așa, și le vinde. Da, mirosul. Și seamănă foarte mult cu ciocolata aia de casă. Uite, da. Dar e mai fascinant aici ce se întâmplă. Eu cred că mi-au Pavlova. Pentru că, da, n-am mâncat niciodată și am tot auzit. E 3,50 pe 100 de grame, deci putem să le luăm bucățele. Da, văd și văd și cu lămâie, acrișor, așa. Și haideți că am dat, n-am mai putut de poftă, am dat 3,50 și ne-am luat cu Pavlova, cu lămâie și cu vanilie. Și dacă mă întrebați acum care nu mai știu. Pavlova aia era cu niște alb, parcă. Da, deci o să încerc Pavlova. Ia că-s curios. Cât de dulce? E foarte dulce. Seamănă puțin cu ciocolata de casă, dar nu e ciocolata de casă. Are gust de caramel. Da. Zahăr. Nu știu să vă explic. E ceva. Și uitați cum le-a tăiat și o să le fac acum. Din tot mormanul ăla. Dar e bun, dar e foarte dulce. Dar e dulce rău. Se cu lămâie cu miroase. E un biscuite. Ce biscuite, mă? Are consistența unui biscuite, e așa sfărmicios. Mie înseamănă mai mult la ciocolată, dar în fine. Nu, e un fel de biscuite. Dar vezi că și Pavlova este acrișoară. Da? Ce așa? Ia dăm și mie puțin la mine. Asta e mai acrișoară, da. Dar e dulce. E dulce rău. Dulce. Hai să mergem. Eu nu mai plec de aici. De ce? Nu știu, mi se par dulciurile mai bune decât la noi. Uitați-vă puțin cum arată gogoșelele alea. Tocmai ce am mâncat, dar l-aș mai mânca. Vrei una? Aș mânca una mare. Hai. O gogoșică mare. Hai să-ți luăm o gogoșică. Hai că încet, încet vlogul se transformă într-unul culinar. Mai avem să... Hai să mergem, hai! Auzi, și am uitat, pentru că motivul acestui canal sunt pungile de gheață. Aici e un magazin de asta de casă, hai să intrăm să vedem dacă găsim pungi de gheață. Și haideți că am găsit raftul cu cuburi de gheață, dar nu sunt pungi. Sunt din astea care se pot refolosi. Sunt forme, dar nu sunt pungi. Ți-am găsit strada perfectă în care suntem. Da, așa cum mă obișnuiesc eu, unde văd o stradă super îngustă, eu trebuie să intru să văd ce e. Și într-adevăr căsuțele astea sunt extraordinare și vreau să mai facem ceva, vreau neapărat să dăm de o agenție de închiriat, o agenție imobiliară, să ne uităm și noi la prețurile caselor, pentru că ai vrea să te muți aici, recunoaște. Da. Cu vremea asta, așa, cu soarele ăsta și cu vibe-ul ăsta, așa, liniște și pace, nu-i haosul ăla, chiar dacă este aglomerat, nu este haosul din Londra și, nu știu, pare de poveste și parcă te-ai mutat aici. Wow, ce-i asta? Toată lumea asta se duce la plajă sau se duce înapoi la tren, mi se pare ireal câtă lume poate să fie azi aici. Da, noi am ajuns din nou la strada principală, acolo este gara, uitați cât de multă lume poate să vină spre mare. Și încolo este marea. Și haideți să vedem marea pentru prima oară anul ăsta. Și vreau să-mi spuneți dacă simțiți briza. Se simte? Da, se simte. Deci avem în fața noastră marea. Parcă și soarele e mai puternic aici. Ce senzație mișto! Da. Și hai să mergem și avem semnul, pasajul către mare. Și mai repede. Și ăsta e pasajul. E ca o poartă în care te teleportează de la orașul gri, ploios din UK către soare, către mare, către... În momentul când treci de pasajul ăsta știi că ai ajuns în plină vară. Da, uite cât de frumos se vede. și aici, noi n-am venit pregătiți. Noi nu suntem pregătiți. Nu te așteptai. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam în primul rând să fie șezlonguri și în al doilea rând să fie oameni în costum de baie. Plaja plină, 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 plină. Tu-ți dai seama cum este când sunt 30-32 de grade la 2 săptămâni în UK? Cred că n-ai loc să treci aici pe plajă. Singurul lucru care nu-mi place mie, plajele de aici nu sunt cu nisip. Sunt cu pietrișul ăsta super aiurea, dar în rest totul e ok. Mamă, ce e în față! Auzi, dacă privești așa în zare, știi când e foarte cald afară, da, se ridică căldura, se vede așa în departe. Zici că sunt 1000 de grade. Ne-am ridicat de acolo. Cred că am stat vreo oră. Am stat mai bine de o oră, am intrat și un pui de somn de vreo 15 minute. Da, toată lumea a stat la bronz. Aia e piscina acolo? Da, băi, ești nebun și plin de copii. În fine, haideți să vă spunem, ca orice om care stă la plajă, Andreea cu gluga pe cap a stat și a dormit, plus cu ochelari la ochi de... i-au rămas pe frunte aici de la chestia aia de la nas, iar eu, bineînțeles, m-am uitat la finala cupei și câștigată de Manchester United, anul ăsta am învins. Da, cam asta am făcut noi pe plajă și haideți să vă arăt. Nu, eu nu cred așa ceva. Nici eu nu cred. Pentru că noi suntem așa îmbrăcați. Bine, noi nu suntem îmbrăcați adecvat, recunosc. Că acum se caldă un pic, nu? Acum e un pic călduț, dar e ok. Și uitați-vă acum, stați să trecem de acest felinar. Uitați-vă ce e aici. Dar trebuie să recunoști că e o idee bună, pentru că apa e cam rece, e prea rece pentru niște copii. Cu toate că am văzut și niște copii în apă, dar mi se pare genial. Apa e mică, se va încălzi cu siguranță, mult mai repede decât cea din mare. Ok, se încălzește, dar au fost doar 18 grade astăzi. Da, dar ei parcă nu simt asta. Ce drăguț! Câți răcesc? Nu știu. După bălăgeala asta. Ăștia scăliți. Și o chestie care îmi place mie foarte mult în orășelele astea de lângă mare, blocurile de aici sau casele nu sunt construite pe mal. Adică ai dita mai faleza, ai un spațiu verde, ai șoseaua și după aceea sunt ele. Și asta mi se pare că îți dă așa un aer super aerisit, nu ți se pare și ție? Ba da, ba da, e frumos. E frumos rău. Și că tot vă vorbeam noi când ne-am mutat aici, am găsit o agenție și hai să vedem și noi ce prețuri sunt. De exemplu, casa asta costă undeva la 1,5 milioane de lire, dar bine, uitați-vă puțin, are 5 dormitoare, 3 sufragerii, livinguri și 3 băi. Uitați-vă și pe asta la 2 milioane, cu 5 dormitoare, 2 livinguri și 2 băi, dar ceva mai pentru oameni normali, nu avem și noi? 700. La 700. 2 dormitoare, 2 livinguri și o baie. Ok, asta văd că e la 800.000 cu 3 dormitoare, 1 living și 2 băi. Și hai să vedem dacă avem și... uite mă, la 365.000 un apartament. Dar nu știm dacă... Nu spune nimic la ce etaj. Și să vedem și o chirie. Dar nu cred că e cea mai bună agenția asta, că mi se pare totul super scump. Asta este, de exemplu, la 3200 de lire pe lună, 4 dormitoare, un living și o baie. Avem, uite, aici ceva mai pământean, la 1850 de lire pe lună, 4 dormitoare, da. E ok, e da. Okay, da, n-arată ea cea mai îngrijită casă, dar totuși 4500. 3 dormitoare, un living și 2 băi. Cred că ai un view drăguț, că uite, acolo, de acolo vezi marea. Da. Ok, și aici? Aici de vânzare. De vânzare? A, 850.000, tot așa. Da, cam astea sunt prețurile, dar dacă mai vedem vreo agenție, ne mai uităm, pentru că nu cred că astea sunt cele reale. Haideți că am mai găsit una. Și aici sunt prețuri cât de cât decente. Uitați, de exemplu, un apartament aici cu un dormitor la 1550 de lire. Uite, 920 pe lună. Studio. Mai sunt aici la 1600, 2 dormitoare și sus la fel. Tot la 1600. Uite, aici la 1400. tot două dormitoare. Sunt cât de cât ok. Și ca să înțelegeți de ce spunem noi că e binișor, pentru că noi comparăm cu Londra și de asta ne se par cât de cât ok prețurile. Dar trebuie să cauți agenția, pentru că dacă te duci la primii, e jale ce e acolo. Da, a fost super, e prețul super mare. Și vrem acum să mâncăm. Am vrea să mâncăm, nu știu ce să mâncăm. Eu aș mânca o pizza, pentru că asta mănânci când ești la mare, pizza, nu? Pizza asta mănânci? Da, aș mânca o pizza. Haideți că a venit și pizza, dar înainte de asta, eu mi-am luat un Dragula. Este foarte bun, este un fel de aperol, doar că e cu căpșuni. Iar eu mi-am luat țeapă, că am crezut că o să-mi iau un cidru, dar de fapt e suc de portocale, dar e foarte bun, e foarte bun. Și pizza este asta. Și pizza e diavola, arată exact ca aceea din biserică mâncată weekendul trecut. Și ce facem? Dacă am amintit un vlog din trecut? Lăsăm în descriere. Și ne-am luat și o porție de cartofi prăjiți. Da, mâncăm, nu mai filmăm aici și cred că ne vedem de la gară. Sau vedem, poate mai găsim ceva să filmăm. Haideți că am terminat, suntem mâncați bine. A fost bun, a fost bună foarte mâncarea. Bun. Cred că am avut o zi grozavă și pe parte de vreme, și pe parte de mâncare. Și cât am plătit, pentru că n-am zis. Și pe partea de cafea, am băut 2 cafele astăzi? Da, da, foarte, bine, foarte bun. Și am plătit 34, ceva de lire, 35, da, 35 cu tot cu service. Tot cu service, da. Da, foarte... Ceea ce e ok pentru o masă. Eu am rămas cu gândul la plăcinta mea cu brânză, feta și spanac. A fost extraordinar de crezut. Și ai spus că mai mergeau niște stafide. Da, era... ar fi mers, ar fi mers. Nu știu, da. Stafidele cu spanac, da? Ar fi mers, nu știu, mie mi-ar fi plăcut. Da. Ai vrea să-ți gătesc, da. Să-ți fac o plăcinte, da, din ea, nu? Da. Și cum... Mi se întâmplă nouă de obicei, trenul pe care am vrut să-l luăm s-a anulat și mai avem de stat vreo jumătate de oră. Dar nu-i problemă, că trenurile vin din jumate în jumătate de oră, mai așteptăm jumătate de oră. Dar o să încheiem vlogul aici, bag și o camera în geantă. Vă mulțumim că ați avut răbdare, că ne-ați urmărit. Dați și voi un subscribe, un clopoțel, urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și ne vedem data viitoare. Pa, pa!